Nu vă e frică, nu știu, că ajungeți cumva oaia neagră, să spun așa, în coaliția de guvernare? Adică oamenii se uită, uite, PSD a vrut, dar PNL s-a opus. Păi eu nu vă temeți cred de că această... oamenii înțeleg lucrul ăsta. La fel cum, de exemplu, vă dau un exemplu, o să vă dau acum un exemplu care e cumva exagerat, dar e o similitudine între situații. Ce ar fi ca astăzi să spunem că adoptăm un proiect de lege și că de mâine toți cei care în anul 2020 au mers cu o mașină diesel plătesc taxe suplimentare. Cum ar fi? Ai mers în 2020 cu dieselul? Da. Cu o mașină pe diesel? Da. Ok. Păi plătești taxe suplimentare pentru că așa am hotărât noi în 2022. Ar fi corect? Nu poți să faci lucrul ăsta. Nu este admisibil să vii cu norme care retroactivează. N-ai cum să faci așa ceva. E de bun simț juridic. Nu e o chestiune... Și oamenii cred că înțeleg lucrul ăsta. Eu cred că cetățenii României, în marea lor majoritate, înțeleg că nu poți să vii cu legi care să se aplice pentru trecut. Asta e o chestiune pe care n-ar trebui să o mai dezbatem o dată la două sau trei luni și pe care ar trebui să o lăsăm așa cum e în Constituție și să trecem peste subiectul ăsta mai ușor. Am văzut că PSD-ul a venit cu acest comunicat, dar na, e păcat că a făcut asta. Puteau să-și găsesc altă temă mai bună. Da, de ce credeți că apar astfel de reacții din partea PSD? Pentru că vorbători și dumneavoastră. Din nou, sunteți parteneri de coaliție sau nu? Sunt tensiuni în coaliție acum? Ce pot să vă spun este că în momentul ăsta, din punctul meu de vedere, există o stabilitate la nivelul majorității parlamentare. Tensiuni au existat încă de la început, minore. Există un frecuș, dacă vreți. Și e cumva firesc, pentru că sunt două partide care nu sunt obișnuite să lucreze împreună. Dacă vreți, e o situație similară cu cea a doi vecini care s-au certat 10 ani de zile și acum trebuie să facă ceva împreună. E greu să faci ceva împreună, dar e singura soluție, nu avem altă soluție. Și eu spun asta în calitate de vicepreședinte al PNL, care a votat în interiorul biroului politic național împotriva coaliției cu PSD-ul. Dar nu există altă soluție. Acum sunt și eu convins de lucrul ăsta. Nu ai altă soluție. Mai ales în contextul ăsta atât de complicat de la graniță. Trebuie să ai o capacitate să asiguri stabilitatea unui guvern și să ai o capacitate să gestionezi pandemia asta. Și e greu, încă o dată, e greu. Nu e ușor să faci casă cu niște oameni cu care te-ai certat foarte, foarte mult timp și te cerți de vreo 30 de ani. Eu mi-amintesc și cu USR, cam la fel era. Mai apăreau astfel de reacții contrare cumva a ceea ce se discuta în coaliția de guvernare și totuși finalul a fost unul nefericit. Acum nu știm pentru PNL, pentru USR, însă pentru românii care au stat fără un guvern o perioadă atât de lungă a fost cumva nefericit. Acum, coalițiile nu sunt făcute să reziste pentru o perioadă nedeterminată de timp. La un moment dat, coalițiile se destramă, dar eu cred că nu a venit acel moment, dacă asta mă întrebați, și cred că nu ne putem permite să punem în pericol stabilitatea guvernului în momentul acesta. Nu există această variantă, pur și simplu trebuie să o excludem. În momentul ăsta avem nevoie de stabilitate.